către articolul 39, mea 2016, pe 2001, a fost convocat pentru astăzi, 17 noiembrie 2016, ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat prin impulsul articolului 128 din 9-11 2016. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Domnul Popa Viorel și domnul Remus, Sărbrarul, poți să întâlnești să... Câte să din urmă? Da, deci din prezent majoritatea consiliului, ceța este statutară. Și poate începe lucrurile. La ședință, ca de obicei, după cum știți, invitați postul TV Exclusiv Onești și doamna Cerana Asistea Contabilă la instituție. În comportare de prevederea articolului 42 alineatul 5 de legea 250/2001, supus spre aprobare proces verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci procesul verbal a fost adoptat. Mână în pregătă. Acum, deoarece domnul Codorar Remus, care este președinte de ședință, nu are să apară. Deci trebuie să apară, noi nu putem să stăm pe noi. Deci, așa că, în concordate cu prevederea articolului 41, din legea 215, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte pentru ședința de astăzi. Domnul Sandu. Domnul Macadam. Deci face propuneri pentru domnul Sandu. Domnul Alexandru. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supun pe aprobare. Cine este pentru? Ca domnul. Da. Mulțumesc. Deci, nu am de domnul. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. 1. Proiectul de hotărâri pentru modificarea bugetului local pe trimestrul 4 al anului 2016, precum și lista de investiții. Inițiator, domnul primar Victor Deacolo. Aviz comisiile reunite. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Ardeoani, județul Bacău, pentru anul 2017. Inițiator, domnul primar Victor Deacolo. Aviz comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi. Da. 1. Proiectul privind încheierea unui contract de prestări servicii, diriginte de șantier, în cadrul proiectului refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeoani, în urma inundațiilor din 25-26 mai, respectiv 2 iunie 2016, pentru lucrarea de refacere șanțuri preiate pe o lungime de 1900 metri lungime. Supunem în discuție referatul cu numărul 514 din 28-10-2016, adresa venită din partea Societății de Cruce Roșie, filiala Bacău, cu numărul 6059 din 15-11-2016. Supun la vot proiectul de ordine de zi, în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 anului 2016, precum și lista de investiții. Doamna Anica Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de trimestrul 4 2016 și a listei de investiții. Comisiile constată că proiectul de hotărâre este aprobat pentru legalitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001, comisia propune adaptarea în formă prezentată de executiv, avizul favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Anica Gabriela, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Sănătate, Sportiv, de Macadam Bogdan, președintele pentru Administrație Publică Locală, Sătidica, Verarea Ordinei și Ministrului Publice, Victor Alexandru.
Mulțumim, doamna Gabriela Nicăi. Dau cuvântul doamnei Cernat Narcisa, contabil la primărie, pentru prezentarea raportului de specialitate. Vă rog, doamna. Având în vedere analiza contului de execuție întocmit la 15 noiembrie 2016, din care reiese creșterea veniturilor față de prevederile bugetare inițiale, necesitatea modificării sumelor reprezentând părțile din secțiunea de funcționare către secțiunea dezvoltare și aceste obiectivelor de investiții pentru anul 2016, precum și necesitatea de reluri bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, prin prezentul raport propun spre aprobarea rectificarea bugetului local pentru metrul 4 al anului 2016 și aceste obiectivelor de investiții pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmează. În cadrul veniturilor, bugetul la 25.10.2016 era sumă de 3.132,20 lei, influență 44,90 lei, buget rectificat 3.177,10 lei. Influențele la venituri au intervenit la cote defalcate din impozitul pe venit, unde bugetul anterior era de 272,20 lei, influență 30,26 lei, buget rectificat 302,46 lei. La impozit pe clădiri de la persoane fizice, bugetul anterior 40,45 lei, influență 1,38 lei, buget rectificat 41,83 lei. Impozit clădiri de la persoane juridice, buget anterior 33,16 lei, influență 0,61 lei, buget rectificat 33,77 lei. Impozit terenuri de la persoane fizice, buget anterior 64,76 lei, influență 2,06 lei, buget rectificat 66,82 lei. Impozit terenuri de la persoane juridice, buget anterior 7,82 lei, influență 0,47 lei, buget rectificat 8,29 lei. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, buget anterior 75,62 lei, influență 1,38 lei, buget rectificat 77 lei. Alte impozite și taxe, buget anterior 15,95 lei, influență 0,74 lei, buget rectificat 16,69 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, buget anterior 69,09 lei, influență 8 lei, buget rectificat 77,09 lei. Vărsămite din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, buget anterior minus 233,25 lei, influență minus 4 lei, buget rectificat minus 237,25 lei. În cadrul cheltuielilor secțiunii funcționare, bugetul anterior a fost în valoare de 2.898,95 lei, influență 40,90 lei, buget rectificat 2.939,85 lei. Iar în cadrul secțiunii dezvoltare, bugetul anterior a fost de 283,45 lei, influență 4 lei, buget rectificat 287,45 lei. Defalcarea influențelor pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate este următoarea. În cadrul capitolului 510103 Autorități Executive, bugetul anterior a fost în valoare de 909,19 lei, influența actuală 40 lei, buget rectificat 949,19 lei. Influența intervine la capitolul bunuri și servicii, din care 20 de lei la încălzit, iluminat și forță motrică pentru procurarea materialelor lemnos pentru sezonul rece, 5.000 lei influență la piese de schimb, 16,98.000 lei influență la materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, minus 6,81.000 lei la obiecte de inventar și plus 4,83.000 la deplasări interne, detașări, transferări. În cadrul secțiunii dezvoltare nu intervin influențe. La capitolul 610500 Protecție civilă și protecție contra incendiilor, în cadrul, la titlul 10, cheltuieli de personal, influența este de 0,90 lei la alte drepturi salariale în bani. La capitolul 705000, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,
influența intervenită este de plus 2,50 lei la bunuri și servicii, reprezentând alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, și minus 2,50 lei la obiecte de inventar. Iar la capitolul 84.03.01 drumuri și poduri, influența intervine la alte active fixe, cheltuieli de capital, în valoare de 4.000 lei, modificându-se astfel lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016, în trimestru 4, prin creșterea sumei alocate pentru obiectivul amenajare șanțuri betonate cu suma de 4.000 lei, planul anual fiind de 39.000 lei. Asta e bine, da? Da. Mulțumim, doamna Inalcisa. Dacă vreau și cineva să ia cuvântul. Se poate, că sunt cineva cuvântul, da? Eu nu sunt la cuvânt. Da. Revin raportul prezentat de doamna Mondarul, cu acesta cernat. Eu sunt de acord cu cele prevăzute, că sunt făcut, practic, la câteva rectificare, practic, bugetul, la câteva capitole. Așa, sunt de acord cu cele prezentate de dânsa, n-am nimic împotriva. Am terminat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Cerbu? Da, sunt de acord. Deci, cu rectificarea de buget, așa cum a spus și domnul Rusu, am înțeles că, deci, rectificarea față de ce a fost înainte, devine la anumite capitole. Cel mai important, probabil, sunt aceștia care o să avem, probabil, discuții la urmă. Punctul următor, cu amenajarea sau cu reparația la șanțurile care sunt. Acolo cred că a fost ceva mai... Să ajungem și acolo. O să ajungem acolo și acolo, poate, poate mai clar, să vedem unde, cum, de unde a fost ce-o. Nu știu asta, nu a fost calamitat. Da, sunt de acord. Asta e greu, da? Mulțumesc. Dacă mai dorești cineva să spun, să ia cuvântul, dacă nu, o să pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de aici. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Dacă nu, trecem la următorul punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramului, statutului de funcție și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Arioane, județul Bacău, pe anul 2017. Aviz comisiei de organ, domnul Bogdan. Bogdan, prezentați avizul comisiilor reunite. Mulțumesc. Raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramului, statutul de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardelean, județul Bacău, pentru anul 2017. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întrunite în ședința ordinară astăzi, 7.11.2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramului, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardelean, județul Bacău, pentru anul 2017. Comisiile m-a constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunii. Aviz favorabil. Președintele Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, adică Gabriela. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Realement, Marca Dan Bogdan. Președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Opinii și Luștii Publice, a drepturilor cetățenilor. Rusu Alexandru. Da. Mulțumim frumos pentru documentul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog, domnul secretar. În conformitate cu prevederea articolului 36, aneatul 3, litera B din legea 215/2001, privind administrarea administrației publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, Consiliul Local aprobă punctele de legi la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcție a aparatului de specialitate al primarului ale instituțiilor și serviciilor publice dintre locale. Potrivit prevederilor articolului 2 aneatul 3, articolul 6, articolul 107, aneatul 1, articolul 11, aneatul 1 de legea numărul 188/1999 privind statul funcțional public și republicată cu modificări și completări ulterioare, autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și locală au obligația de a face modificări corespunzătoare în structura organizatorică și în statele de funcție, de a stabili numărul maxim de funcții publice cu respectarea cerințelor impuse de lege. Acum, în situația actuală a aparatului de specialitate primarul Comunei Ardelean se prezintă astfel. Deci 21 de poste, din care două funcții demnitar, primar vicepumar, o funcție publică de conducere, secretar, 9 funcții publice de execuție și 9 funcții contractuale.
aparatul de specialitate acum al comunității este structurat pe 9 compartimente, care cuprinde funcționari publici și personal contractual. La data de 1 ianuarie 2016, Comuna Ardeoane, din date statistice care le-am primit cu ultima oară, avem 2491 locuitori. Iar numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului, în adresa 65274-2014, sunt 21 de posturi. Dreptul mare, aparatul de specialitate este structurat astfel. Primar, viceprimar, administrator public contractual, secretar comun, funcționar public de conducere, 9 funcționari public de execuție, din care 8 posturi ocupate și un post vacant. 9 posturi contractuale de execuție, din care 6 posturi ocupate și 3 vacante. Deci avem un primar, viceprimar, de altfel, secretar funcție publică de conducere, compartiment audit, care este o funcție publică unică, auditor, care este postul vacant, compartimentul fond funcțional și registru agricol, două funcții publice de execuție, Viola de Domnul Ionescu, Mitica și Morar Marcica, compartimentul urbanist, o funcție publică de execuție, care a simit urmită. Compartimentul astfel social și legislatură, funcție publică de execuție. Deci acest compartiment de aspect social și legislatură, cum a fost până acum, acum, prin reorganizare, o să îi se schimbe denumirea. Se va redenumi compartiment asistență socială, care este doamna Codor Marina. Compartimentul financiar contabil, taxe, impozite, venituri și achiziții publice, sunt 4 funcții publice de execuție. Sunt vorba de doamna Cernat, doamna Rosu, Macadam și Stratulat, care nu de mult a ocupat postul prin recrutare. Și mai este un post contractual de referent superior cu studii medii vacante. Este vorba de postul care a stat doamna Ionache pe o perioadă de un an. Deci s-a expirat contractul și postul de medii vacante. Acum, însă, pentru bună desfășurare activității în aparatul de specialitate a primarului, propun ca postul contractual de referent superior cu studii medii vacant în cadrul compartimentului financiar contabil, taxe, impozite, venituri și achiziții publice, să fie supusă transformării în funcție publică, consilier clasa 1, grad profesional, debutant, studii superioare, în cadrul unui nou compartiment care se va înființa și va avea denumirea compartimentul secretariat, legislatură, relații cu publicul și arhivă. Deci, față de cele mai sus, propun spre aprobare un număr de 11 funcții publice, 2 demnitari și 8 posturi contractuale, în aparatul de specialitate acumulat Comunei Ardeoane, conform statului de funcții și organigrame pe care sunt anexate la adosare. Deci, în mare, deci, ați văzut din material că este vorba de o pică de organizare, cum să spun așa, prin înființarea unui nou compartiment, ca postul de referent superior pe care l-a ocupat doamna Coca, fiind cu studii medici, fiind la clasa cea mai mare, deci e greu să găsești un om să ocupe acest post. Problema este informator. Deci doamna Fodor, fiind funcționar public, cu responsabilități, cu putere de autoritate publică, prin legea statului funcționar public, nu că și înainte, dar a zis că de aici încolo să căutăm să creăm acest compartiment și postul să-l transformăm în studii superioare, deoarece acum toată lumea are și noi ca instituții căutăm oameni pregătiți. Deci doamna Fodor nu prea este compatibilă cu înregistrarea tuturor corespondențelor, deoarece dumneai ei are și statutul de a rezolva anumite cereri. Și este un tip de incompatibilitate. Și prin crearea acestui compartiment, deci atunci ne-am elevat, deci o persoană respectivă nu mai avea calitatea de autoritate publică. Chiar dacă este funcție publică, dar noi nu o să îi dăm posibilitatea să înregistreze cererile care o să le soluționeze chiar dumneavoastră. Și în cadrul acestui compartiment, să putem să desfășurăm activitatea. Ca temei legal pentru constituirea acestui compartiment stă la baza articolul 4 din legea numărul 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, articolul 6 din OG numărul 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
și hotărârii Guvernului 1723 pe 2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, completată prin hotărârea Guvernului 1427 pe 2005. Deci cam astea sunt. Ținând cont că e sfârșit de an, să fie până la punct și cu organigramă pentru 2017. Deci, în măsura în care dumneavoastră s-a aprobat, o să cer avizul ANFP-ului pentru utilizarea acestei noi funcții publice, după care venind un planul de ocupare pentru 2017, tot acolo trebuie să-l trimit la ANFP, ca ulterior să putem scoate postul la concurs și să trecem la treabă. Mai ales că, după cum bine știți, instituția noastră a făcut un renovare și cu ocazia asta s-a făcut și spațiu pentru arhivă la modernitate, s-a făcut niște rafturi, arhiva eu să nu fac în părinte, cu ocazia asta dacă o să angajăm o personal poate voții și pe arhivă, să pună și arhiva la fel. O să o așez de pe an, pe toate domenii de activitate, pe perioade de chepăstrare, atenție, cam atât. Ați terminat, da? Da. Mulțumim, domnule secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Bogdan. Da, am ascultat materialul prezentat și forma în care s-a expus organigrama pentru anul 2016. Eu nu am nimic împotrivă atât timp cât cred că este și necesar, este moral, văd că este și legal, nu cred că există vreo integritate. Mulțumim. Altcineva? Domnul Cernu? Da, am ascultat materialul prezentat și am înțeles. Deci se înființează un post de înregistrator, domnul secretar, nu? Deci șaia va fi cu, o să fie cu studii medii sau studii superioare? Pentru înregistratură și relații cu publicul și da. Deci nu va fi la compartimentul la franceaz, dar acolo am înțeles că... Nu, e de acolo, de acolo pleacă. De acolo pleacă. Ca să duc manenții cu studiul doamna Coca, e înainte. Da, o să doamna Coca, e înainte, care văd la Cotanica. S-a vacantat și să transformă în funcție publică pentru ăsta la... Și va fi, va fac greșeală. Ați văzut numai ceva doamna Fumă, că am înțeles că e un contabil. Deci doamna Fumă, că aveți văzut probleme care apar din la dumnei, cele pentru a rezolva. Deci sunt solicitări de dosare, de avocație, de stat, de avocație de stat, de barator social. Deci, asta va fi, deci acum persoana care va fi, ora se ocupă cu registratură, corespondență, tot ce trebuie. Da. Am înțeles bine. Da, sunt de acord. Altcineva? Dacă nu, eu iau cuvântul. Dar sunt de acord cu ceea ce a prezentat domnul secretar. N-am nimic împotrivă cu ceea ce a spus acolo cu, și cu transformarea practică a unui post, nu? Așa am înțeles eu și cealaltă parte a cu doamna Fodor. S-au gândit foarte bine, cred că înainte factorii de răspundere, până la luat decizie. Și chiar este imperios necesar ca să ia această măsură. Mulțumesc că am terminat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Dacă nu, trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii, diriginte de șantier în cadrul proiectului de facere infra structurii calamitate pe plaza comunii Ardeoan, în urma inundațiilor din 25-26 mai, precum respectiv 2 iunie 2016, pentru lucrarea de refacere șanțuri periate pe o lungime de 1900 de metri liniari. Dau cuvântul domnului Rusu Alexandru pentru a prezenta avizul. Raport de avizare. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal întrunit în ședința de astăzi 17.11.2016. În urma analizii proiectului de hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii, diriginte de șantier în cadrul proiectului refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardean, în urma inundațiilor din 25-26 mai, respectiv 2 iunie 2016, pentru lucrarea de refacere șanțuri periate pe o lungime de 1900 de metri. Comisia mai constată că
Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul comunii, având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare, doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, domnul Mocadam Bogdan, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Rusu Alexandru. Dau cuvântul domnul viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Vă rog, domnul viceprimar. Servicii dirigente de șantier în cadrul proiectului refacerea infrastructurii parlamentare pe raza Comunei Ardeleani, în urma inundațiilor în 25-26 mai, respectiv 2 iunie 2016, pentru lucrări de refacere șanțului periate pe o lungime de 1900 metri lineari. Văzând pe referatul compartimentului urbanism cu numărul 6032-14-11-2016, având în vedere prevederile legilor 1537 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în monitorul oficial numărul 418 din 15 mai 2006. Legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale actualizată, articolul 1 aliniatul 2 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 26 din 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative actualizate, legea numărul 10 din 1995 privind calitatea în construcții, completată prin legea numărul 177 din 2015. Analizând cele prezentate mai sus, propun adoptarea hotărârii privind încheierea unui contract de prestări servicii diriginte de șantier în cadrul proiectului refacerea infrastructurii calamitate pe raza Comunei Ardeleani în urma inundațiilor din 25-26 mai, respectiv 2 iunie 2016, pentru lucrarea de refacere șanțuri periate pe lungime de 1900 metri lineari. Mulțumim. Asta e din domnul vice, da? Mulțumim, domnule vice, dacă doriți cineva să-i prezentă. Domnul Osea, vă rog frumos. În ceea ce privește reconstrucția șanțelor, aș întreba, nu se cheltuiește niște bani degeaba dacă se facă și canalizare? Că zici că până pe 2021 o să se facă și treaba asta. Este niște cheltuieli, nu? Nu știu dacă. Iar în ceea ce privește aici de la pot către principal, către șoseaua principală, mașina este grele, chiar și astăzi și ieri, am fost la Mâinești, nu mă gândi eu, băi, poți să că din balazul ăsta mai nisipos. Vă nu știi curbe acolo la... și băieții ăștia care vin cu lemne, cu asta, s-o cam deteriorat. Da, mulțumim, domnul Bogdan. Dacă mai dorește ca cineva să ia cuvântul. Domnul Bogdan, Macadam? Eu totuși cred că trebuie să potrive șanțurile. Într-adevăr, domnul Bogdan, dreptate canalizarea se va face când se va face, dar până atunci șanțurile trebuie să făcute ca să putem întreține drumurile. Oricum ar fi, apa trebuie să curgă pe drumuri. Da. Nu știm proiectul de la canalizare, nu știm cum trece canalizarea. S-ar putea să afectez șanțurile astea, s-ar putea să da. Cam atât am spus. Dar nu vin și da. Care, mă scuzați. Deci șanțurile care au fost afectate. Majoritatea așa nu întâlnești. Mulțumim, domnul. Niște bani avocați, pică la mijeți. Șanțurile care au fost afectate. Strict și șanțurile afectate. Dacă mai dorești. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Terminat? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre ca în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-a ținut cineva. Dacă nu, supunem în discuție referatul numărul 5714 din 28 a 10 a 2016.
doamna Ceva, vă rog frumos. Câteva informații. Din plângerea apă adițională cu telecomul. Și referatul. Da. Dar nu știu, spuneți vizivă, nu știu, uite așa în alții și fără acolo. Deci l-am întocmit referatul, dar oricum, deci, în principal, noi, prin negocierea pe care a avut-o domnul primar cu reprezentanții Telecomului, am fi dorit să fie mărită viteza la internet, întrucât programul de contabilitate, programele de salarii, de impozite și taxe sunt instalate pe un server, iar noi, căzând foarte des internetul și neavând acces la internet, deci nu se poate lucra nici la contabilitate, nici la impozite și taxe. Deci, există un singur server, nu putem instala să beneficieze numai cei de la impozite sau numai cei de la contabilitate. Și atunci, fiind internet, căzând internetul, nu putem intra în program. Și viteza este foarte mică, viteza actuală la internet. Văd că probleme sunt din ce în ce mai dese și, în principal, doream mărirea vitezei de internet. Nu știu, de la cât, la cât... De la 1 la 20. De la 1 la 20 de... Da, megabit. Megabit. E vorba de 20 de lei în plus, la lună. Dacă știți, acum 2 luni sau 3 luni zile, am mai discutat odată problema asta. Și n-am fost de acord, din cauza că era diferența foarte mare. I-am chemat cu cei de la telefon, am discutat cu lor, le-am explicat că suntem în situația în care suntem în insolvență și nu ne permitem să mărim costurile. Noi plătim în jur de 2 milioane, cât? 2 milioane 200, nu? Da, 2 milioane 200, cam așa. Acum e vorba de 2 milioane 400, deci a mai venit 20 de lei, 200 de mii pe lună în plus, dar în schimb... Pentru o diferență de 19 mega, nu vă dați seama. Da, deci e vorba de 19 mega. În vară a fost doar 9 mega, acum ne mai dat 19 în plus și e vorba de 20 de lei. Deci, e foarte bine. La viteza asta presupun că oricum nu vor mai exista probleme de internet. Da. Păi săptămâna asta nu mai știu ce pot primării, nu. Și secretarul și contabil, când lucra unul, când lucra altul, când înjura unul. Deci, trebuie să o rezolvați. Da, nu suntem de acord. Da. Mulțumim, doamna Iașa, dacă îți dorește cineva să ia cuvântul. Eu iau cuvântul. Mă rog, domnule. Da, eu sunt de acord, într-adevăr, că un pic internetul stă oameni la coadă și numai la o primărie și stau la cozi și la alte activități. Deci unde nu merge treaba ca lume din cauza internetului, se nervează și lumea, și cel care așteaptă, cel care este la funcționarul public și vă dați seama că deci, devine un fel de discuții între cele două părți. Poate să mai... Suntem și un prag electoral din Bașa, poate într-adevăr se mai dumnează și anumite taxe. Acum să mă ierte Dumnezeu, să vede la Bacău pentru o taxă de 9 lei, să perzi atunci o anumit, să nu ții ceva. Deci de la numele roșie, la pașaport, la ceva, o să ne bagi în și unde e orice taxe. Apropo, mi-a venit acum ideea cu chestia asta. Birocrația să-ți mai simplifică. Eu sunt de acord, într-adevăr, ca să vă desfășurați activitatea mai simplu și să nu aveți probleme pe parcurs. Pe că internetul nu stai plus la monitorul de comandă. Da, sunt de acord. Da, eu sunt de acord. Păi dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, da. Nu? Spune eu. Sunt de acord cu ce a prezentat dumneavoastră, dar sunt, în măsură, sunt sigur că se va rezolva problema cât mai rapid. Că văd că merg în alte instituții și aceeași problemă se întâmplă, deci cu niște probleme. Deci rapiditatea internetului. Deci sunt sigur că domnul primar. Factorii de răspundere va rezolva această discuție, la această problemă. Dacă nu mai sunt, adresa venită din partea Societății de Cruce Roșie, filiala Bacău, cu numărul 6059, din 15-11-2016, domnul secretar, vă rog frumos să prezentați. Am primit data de 15-11-2016, o solicitare din partea Societății de Cruce Roșie, prin care mi se pune atenția să propune ca OATEP Comuna Ardoian să devină un membru susținător al Crucii Roșii, Bacău, contribuind astfel la proiectele și programele aflate în derulare, intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, puncte de prim ajutor în zonele populate.
activități împotriva abandonului școlar, banca de alimente, cursul de prim ajutor pentru populație, menținerea și dezvoltarea serviciului de ambulanță. Toate aceste activități necesită resurse financiare și subliniem faptul că nu dispunem de sume alocate de la bugetul de stat. Reamintim că, în concordanță cu statutul Crucii Roșii Române și legea de funcționare, legea 1995, unitățile administrative teritoriale, municipii, orașe și comune, au posibilitatea de a deveni membre susținătoare, contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Române. O sumă în legi, în funcție de număr de locuitori. Dă aici un tabel în care noi, la număr de locuitori, spune că ar putea contribui cu o sumă de 1.500-2.000 de lei pe an. Deci cam asta. Și îmi dă aici în adresa câteva exemple și orașele și municipiile și comunele care de avea să membre la ei, care îi cotizează. Până de acolo am investit, care se depășește de local. Și de aici și un model de hotărâre, în cazul care astfel de acord. Să supunem într-o altă ședință un proiect de hotărâre în acest sens. Acum, da. Voastră... Asta e nas? Da. Mulțumim. Înscrieri la cuvânt. Vă rog. Domnul Monse. Da, este ok să susținem Crucea Roșie, că e normal, e umanitar, dar de o parte trebuie să ne dăm un pic și în curtea noastră și în situația în care ne aflăm, suntem în insolvență, nu știu, părerea mea ar trebui să mai amânăm, e o părere personală, cum vedeți și noastră. Prea de vreme să ne aruncăm așa, să ajutăm, când de fapt noi ar trebui să fim cei ajutați, momentan. Să sperăm să ieșim din insolvență, să mai sunt multe lucruri de făcut și la noi. Nu știu, este o părere personală, cum credeți și dumneavoastră de convenit. Da, mulțumim. Domnul... De acord, domnul Bice? Sunt de acord cu domnul consilier, cu cele spuse de dumneavoastră. Eu zic că spre a deveni membru la Crucea Roșie nu e nicio problemă, dar aici este vorba și de o contribuție, iar noi, fiind în situația pe care și dumneavoastră o știți, eu zic să așteptăm să ieșim din insolvență și la anul, discutăm. Resursa financiară e bine de canalizat pe urgențele care le avem, problemele care le avem. Mulțumim. Altcineva? Domnul Cervo? Dar și de acord, dacă în momentul să ajutăm noi pe altcineva, cum e Crucea Roșie, cum sunt alte, nu știu, instituții, așa, pe noi ne ajută cineva în momentul când avem niște probleme. Că văd că la Crucea Roșie și cu spitale și cu astea se dau niște lei și niște ordonanții, este doar tifda, ca să nu spun cap. Pe cuvânt. Deci, nu știu dacă chiar suntem pregătiți, așa cum au spus și alte vorbitorii mei, chiar noi să fim prima comună, suntem comună și mică ca locuitori, și venit mic și nu știu ce, mai ales acum am auzit și am crezut că ea poate am ieșit din insolvență. Nu știu ce dracu mai așteaptă și ăștia, cât ne mai ține și în chestia asta, mă rog, îmi cer scuze. Dar parcă nu ne permitem chiar așa să aruncăm cu banii în câini, cum s-ar zice, în momentul când avem probleme pe ale noastre, pe luna noastră. Da. De banii ăștia putem face, să acționăm altceva ce e necesar pentru primării, pentru populație sau știu eu, facem altceva cu ei. Acum, da, discutăm, analizăm. Dacă mai dorește cineva să ia pot. Mi-am plăcut și prea prit așa cu chestia asta, n-am știut. Domnul Popa, Am ascultat materialul pe care e domnul secretar. Ai fi o subartă de mare și tu că e prima comună care sunt membru la Crucea Roșie. Și în jur de 2.000 de lei, sunt mai multe, și orașe, și comune. Au niște programe, niște activități care ar fi bine venite. Dacă ar avea bani și sunt disponibili, aș fi de acord. Dacă nu sunt bani, asta e. Dar n-am fi o sumă atât de mare pe an. Deci, până în 2.000 de lei pe an, nu cred o sumă atât de mare pentru primărie. Da. Sunt lucruri care face Crucea Roșie și tot pentru oameni face acele servicii. Așa că eu aș fi de acord, da? Dacă sunt bani, dacă nu, trebuie. Mulțumesc. Dacă mai dorește, nu cineva să ia cuvântul. Da. Spun și eu câteva vorbe. Domnul Macadar, vă rog. Da. Nu știu ce să zic, da, e un pic ambigu treaba, dar din câte știm, societățile astea non-profit caută decât să funcționeze și cam atât. Deocamdată rezultate și efecte vizibile în rândul societății nu prea sunt. Bine ar fi să amânăm un pic momentul, este o părere personală. Deocamdată astea sunt vremuri. Da, adică banii ar trebui canalizați de sus, nu de aici de jos, unde e grămada mică, hai simplu știm și pe ăștia.
cei de sus știe cum să-i împartă. Da, ar putea funcționa toate oameni. Vă facem probleme, da. Mulțumim, domnul Bogdan. Vă spun și o câteva cuvinte. Deci, ce au vorbit tante vorbitorii mei înainte, sunt de acord cu dânsul. Să mai aștept un pic, nu vă supărați. Acum vreau să vă spun, nu vreau să ies în evidență, că eu am făcut și un curs cândva, în 70 ceva, de soră de Cruce Roșie. Atenție, eram singurul bărbat care... Da, nu, un pic. Și nu, am fost cu nimic ajutat. Atenție, vă rădeu, am spus, vă rădeu. Deci, 74, domnul. Deci, cunosc problemele care există. Trebuie să plătesc. Atunci, la timpul ăla, am trebuit să plătesc ca să fac... Da, sigur că da. Mă așa de clasă n-am fost. Deci, nu sunt de acord ca să plătească, atenție mare, deci nu sunt de acord ca să plătească pentru... Să mai așteptăm, vedem ce m-a mai întâmplat la anul, ce va mai fi, dacă avem fondul. Dacă mai rămâi, să se spine, dacă mai rămâi, să se spine. Asta e. Suntem în grupa a treia. Deci astea sunt problemele. În concluzie, deci nu se dorește a devenit membru. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Să se plătească. Deci pentru ca cine se plătească? Să plătească. Cine este pentru? Împotrivă? Deci avem unul pentru. Deci hai să ne luăm. Deci cine este pentru? Deci să plătească. Deci să deveni membru să... Da, aveți domnul Vlad, domnul Popa, da, și domnul Vlad. De acord, da? Da, așa. Deci împotrivă. Împotrivă. Deci de nu, nu, dă-ți un s-a obținut. A, dumneavoastră vă abțineți. Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 7. Cum domnule, 7 sunt în urmă. Deci, 2, 6, 7. Nu la spital. 7. Răstorăți. Bun, și ești. Deci, nu e așa. Nu mă corect. Treaba, nu? Deci, sunt 7. Din 7 împotrivă. Abținere și două pentru. Pentru. Da? Să nu mă am terminat, da? Fiind depuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise și lucrările ședinței. Mulțumim. Mulțumim, domnul Rusu. Să trăiesc. Să vă mulțumim.